Nicio punte între noi. Hei prieteni, sunt Lavinia și astăzi vom discuta despre aparatul dentar. După cum știți, există mai multe tipuri de aparate dentare. Eu am folosit doar două. Aparat mobil și aparatul fix. Aparatul mobil am purtat la 12 ani câteva luni pentru că îl dădeam jos din gură noaptea. Eu cred că trebuia să-l port și ziua, dar nu-l purtam deloc. Și uite, așa am renunțat la el. La 14 ani observasem că dinții parcă se îndreptaseră. Dar nu știu cum se face că la 15 ani se vedeau niște diferențe foarte mari între 3 incisivi. 2 erau în față și 1 în spate. Mă gândeam dacă să-mi pun aparat dentar fix sau să mai aștept. Am făcut niște radiografii la dinți în martie 2018. Mi-am pus acel aparat dentar. Mi-a pus 4 sârme de-a lungul 9 luni de zile cât timp l-am purtat. Vă las o poză aici, prima zi. Chiar acel moment când mi l-a pus. Trebuia să respect niște reguli. Să nu mănânc mere, după cum știți, semințe, alune, lucruri în general tari. S-ar putea să împice un bracket ăla. N-am respectat nimic. Am mâncat semințe foarte multe. Sunt mâncătoare de semințe. Am avut doar sus aparatul dentar, ceea ce a fost destul de bine, că dacă aveam și jos, dublă durere. N-am avut probleme foarte mari cu dinții și poate că nodul chiar așa tare precum eu plâng eu acum. Ce este fain la aparatul dentar este că poți să-ți pui niște elasticuțe acolo, mă rog, tu ți le alegi, nu ți le pui tu, de diferite culori. Eu, de 1 decembrie, mi-am pus roșu, galben și albastru. Și așa am fost o lună întreagă, ultima mea lună în care am purtat aparatul dentar. Am avut o întâmplare nefericită, tot timpul când mă duceam la consultație, îmi punea acea sârmă, tot timpul sârma e mai groasă în funcție de evoluție. Nu mi-a tăiat toată sârma și fix ultima lună avusese niște afte aici, pe partea asta, și niște găuri în obraz, cumva, înăuntru. Uf. De obicei, când te duci la ortodont, îți dă și ceară pe care să o pui în locurile în care te poți răni cu sârma respectivă sau cu bracketurile, că și alea sunt destul de ascuțite la început. Te obișnuiești cu ele. Prețul a fost, având în vedere că mi-am pus doar sus, a fost 1400 de lei. E ok, prețul. Și a venit luna decembrie 2018 și a zis că mi-l dă jos. Vine Crăciunul, iar eu nu mai sunt cu aparat dentar. Eram foarte bucuroasă. N-am avut deloc o experiență așa de neplăcută cu acest aparat dentar fix. Problema e că dacă vrei să-ți pui dinții la loc din față, trebuie să porți aparat dentar pe toți dinții și să-ți îndrepte pe toți cumva. Știți că după ce purtați aparatul dentar, vă dă o gutieră. Pe care trebuie să o purtați vreo 2 ani sau... Eu port și acum, după un an și... Dar o port doar noapte. Gutiera este dintr-un plastic, este transparentă pe forma dinților. Nici măcar nu se vede, adică este puțin incomod atunci când vrei să vorbești. Așa că dacă vă gândiți să vă puneți aparat dentar și aveți probleme cu dinții, de ce nu? Mulțumesc că m-ați ascultat. Este un videoclip informativ din experiența mea. O seară faină să aveți și v-am pupat. Pa!